și am revenit cu un nou interesant pentru Colobofil. De data asta vrem să vorbim despre modul în care se orientează porumbeii boiajor când vin acasă. Vă salut pe toți. Salut, Marius. Salut, Sorin. Dacă poți să ne spui tu, din experiența ta, cum știi sau cum crezi că se orientează porumbeii când vin acasă? Bună întrebare asta, cu orientarea porumbeilor, mai ales că auzim de foarte multe ori discuții orientate acolo, orientate dincolo. E clar că au un sistem de orientare extrem de interesant și că specialiștii de-a lungul anilor au încercat să descopere cum se orientează porumbeii până la urmă. Asta, dacă am descoperit acest lucru, am fi scutit de foarte, foarte mult efort. Ultimele cercetări, dacă pot să zic așa, despre care am citit, mi-arată că porumbeii s-ar orienta cu ajutorul mirosului. Și că din această cauză ar fi foarte important să avem un sistem respirator superior perfect. Adică dacă porumbeii ar avea nasul fundat, să zic așa, au probleme de orientare. Înțeles. Cam asta spun, în teorie, ultimele descoperiri. Și atunci, să zic așa. Ce am putea face în acest sens atunci? Ca să ajutăm, cu toții ne dorim ca porumbeii să vină cât mai repede acasă și de la momentul lansării să ia o direcție bună. Cum putem ajuta noi, ca și crescători? Stai să ne înțelegem. În opinia mea, simțul ăsta orientării, pe opinie personală, indiferent că se bazează pe miros, indiferent că se bazează pe cele trei magnetite care se pare că le-ar avea în creier, indiferent pe ce se bazează, simțul ăsta porumbeii, unii l-au mai avansat și alții l-au mai puțin avansat. Dacă ne uităm la experiențele făcute de colegii noștri, care au pus GPS-uri pe piciorul porumbeilor, la lansarea la concursuri, și sunt deja, cum să zic, sunt deja GPS-uri la un preț accesibil, astfel că nu s-au pus pe porumbei oarecare, ci s-a pus, de exemplu, un experiment la Prahova, dacă nu mă înșel, anul trecut, s-au pus pe mai mulți porumbei, au avut vreo 10, 20, de, 30 de sisteme din astea, și s-a observat că unii porumbei vin direct spre casă și alții vin așa, în zigzag. Ceea ce înseamnă că unii se orientau foarte bine, plecau cum lansare, cum sosire, vorbesc de etape de 3-400 de kilometri, iar alții făceau niște curbe care, într-un final, când se contoriza viteza, îi făcea să aibă o viteză mai slabă. Deci, opinia mea personală este că porumbei au sau n-au acest simț ultra dezvoltat. Și că, din nou, revenim la ceea ce îmi place mie cel mai mult, la selecție. Da, înseamnă că s-ar putea, pe lângă calitățile fizice, să fie tot o calitate care nu se poate măsura, nici nu s-a descoperit exact cum se manifestă, a fiecărui individ, a porumbeului, în a veni acasă și a fi sosire de top, de vârf. Dar se poate măsura. Foarte simplu. Pentru cei care vă uitați la noi, dacă veți avea curiozitatea să intrați pe canalul meu de YouTube, veți vedea acolo un video interviu cu Hugo Chip, ultimul interviu cu Hugo Chip, de fapt, în care îl povestește despre selecția porumbeilor care sunt în stare să claseze în primii 3%. Pe care o face de, nu pe care o face de zeci de ani de zile. Exact. Păi asta ce înseamnă? Că porumbeii care reușesc să aibă cât mai multe locuri în primii 3% sunt porumbei de vârf și au simțul ăsta în mod sigur dezvoltat. Deci, cred că pe lângă ceea ce am putea noi face în crescătorie, simțul ăsta al porumbelului trebuie cultivat exact cum cultiv musculatura, penajul bun și alte aspecte pe care le omitem de foarte multe ori. Da. Uite, de exemplu, Ioviță Iulian, care îl salutăm, spune că după câmpul magnetic și după soare. Probabil tot părerea lui. Posibil că da, nu-mi permit să-l contrazic pe domnul Ioviță Iulian, un mare expert gălățean al porumbeilor voiajor. Da. Atunci, ce rămâne de făcut este să avem grijă ca
poromeii să aibă căile respiratorii perfect curate. Exact. Asta e. Și tu ce folosești ca să faci lucrul ăsta? Ce produse? Bazate pe ce? Uleiuri eterice? Politic din colegiul meu sunt unde de voi de față. Așa spune ce face. A, atunci... Îi glumesc. Da, Sorin, eu elimin foarte mulți poromei. Da, știu. Și unul din factorii pe care mă bazez este starea de sănătate. Și starea de sănătate, cum arătăm? Mă scuzați un pic. Sunt curios, Sorin se uită la noi în timp ce vorbim. Eram curios cum arătăm. Bă, ce chestie cu tehnica asta extraordinară. Incredibil. Eu folosesc foarte mult selecția prin eliminare, ca să zic așa. Și poromeii cu probleme de sănătate nu sunt păstrați. În primul rând. În al doilea rând, trebuie să lucrăm cu toții și este un factor esențial la aerisirea crescătorilor. Da. Deci felul care funcționează aerisirea afectează direct porumbeii. Și dacă vorbeam de acele studii, să zic așa, care spun că obturarea, să zic așa, căilor respiratorii, nasul fundat, ca să zicem pe românește, dar obturarea întregului sistem respirator superior, pentru cei care nu știu, și la noi și la orice pasăre și animal, sistemul ăsta respirator este legat, canalele comunică între ele, în sensul că ochii comunică cu gura, cu nasul, toate sinusurile, exact, comunică între ele. Și atunci, pe aceste canale, dacă se întâmplă un blocaj generat de un anumit mucus și de alți factori de genul ăsta, putem spune că porumbelor o problemă respiratorie. Problemele o simțim și noi de multe ori. Ai nasul înfundat sau ai ochii lăcrimați sau le cunoaștem cu toții. Cam tot asta se întâmplă și la porumbel. Dar atenție, dacă stai în curent, știm cu toții ce se întâmplă. La un moment dat, încep să lăcrimezi, încep să curgă ochii, încep să doară urechile. Ce se întâmplă? Sistemul ăsta respirator, sinusurile sunt afectate. Dacă stai foarte mult în frig, dacă stai foarte mult în umezeală. Și toți acești factori influențează direct. Deci primul și cel mai important lucru este să avem o crescătorie aerisită și uscată și foarte bine ventilată. Mediul ăsta, foarte bun, ajută porumbeii să fie mai sănătoși. După care, ca și recomandare, și eu folosesc foarte mult, am adus aici patru tipuri de produse pe care eu le folosesc cu foarte mare succes. Highlight este un produs de la Rove, un produs anticoriză, un produs foarte bun. Se pune în nările porumbeilor, nu nas, în nările porumbeilor. Conține merbromin și automat curăță foarte bine zona de care vă spuneam și chiar tratează merbrominul. Tot Rove a făcut un produs foarte bun, Avisana. Avisana sunt picături probiotice care se pun tot așa în nasul și în ochii porumbeilor și ajută tot la curățarea acestui sistem. Pentru că ce facem? Punându-le în nas, ele se împrăștie pe sinusuri, pe canale. Și în drumul lor curăță mucusul. Rove nu mai are un produs pe care am uitat să-l aducem, rozitolul. La fel, foarte bun. Acum am să aminte că am uitat să-l punem aici. Rozitolul este la fel un produs care în drumul lui curăță mucusul de pe canalul respirator. Belgica de Verde are Belga Drops-ul, picături pentru ochi. Sper să nu greșesc, nu folosesc foarte multe picături pentru ochi. Care tot așa, din ochi, coboară pe canale lacrimare, în sinusuri și curăță. Iar CES Pharma a lansat un produs foarte bun din punctul meu de vedere, uleiuri aromate eterice, care tot așa curăță zona asta. Eu l-am folosit experimental la femeile mele care acum sunt pe cuib
și am văzut că este acceptat bine, asimilat bine. Și bineînțeles că în vară vom putea vedea mai bine ce efecte au fiecare din aceste produse. V-am prezentat de data trecută Pronafit-ul? Da. Da? Prosmoc. Prosmoc, Pronafit. Exact data trecută, dați scroll o săptămână în urmă. Exact. Excepțional, tabletele de Prosmoc care fug căscătoria. Nu sunt niște tablete foarte cunoscute sau foarte utilizate în România, dar au un efect extraordinar de curățare a tractului respirator. Foarte bun. Toate aceste produse ajută. Merg până acolo încât pot să spun că ai putea face și un ceai, o apă fierbinte cu niște picături de uleiuri eterice, mente, eucalipt și așa mai departe. Și lași arbori un soi de inhalație. Da. Cum mi se făcea când eram copii. Poți să o folosești și pe aia în crescătorie. Cert este că trebuie să ții sistemul ăsta respirator curat și vezi dacă ai reușit asta și din felul care zboară porumbeii. Hrana și un sistem respirator curat te ajută ca porumbeii să zboare bine în jurul crescătoriei. Eu nu cred atât de mult în antibiotice, cât cred în prevenția cu astfel de produse care ajută, cred eu, foarte mult. Personal, am încheiat un tratament cu antibiotic acum, Respiratorii Plus. O dau dintr-una în alta. Doamna Sonia Caragea ne-a făcut analize la porumbei. Și ținta mea este ca în acest an să țin porumbei fără antibiotice, pentru că în momentul când ei sunt tratați și curățați, ar trebui să funcționeze doar cu astfel de produse. Da. Și noi am pomenit de faptul că afectează simțul de orientare, dar poate mai important e faptul că nu au capacitatea de oxigenare în timpul zborului, căile aeriene fiind, căile respiratorii fiind obturate. Exact. Asta e o chestie implicită. Lucrurile astea sunt legate una de alta. Da. Pentru că porumbelul care nu poate respira, omul care poate respira, nu poate să alerge la maxim, nu mai poate să ajungă în aia 3%, deci este clar că e o problemă a organismului pe care o putem corecta cu astfel de produse. Așa e. Întrebări? Avem întrebări de la cei care ne urmăresc? Nu doar afirmați, adică fiecare părere a lui despre modul care se orientează porumbii. Dacă vedem mai sus. Da. E un subiect delicat. Cu orientarea pe care l-am ales și am încercat să răspundem pe cât posibil pertinent și e mai bine să atingem subiecte delicate decât subiecte pe care le știe, să zic așa, toată lumea, pentru că într-un final campionatul câștigi cu finețuri. Da, cu virgulă. Exact, campionatul câștigi cu finețuri și cu lucruri mici pe care dacă le faci la momentul potrivit, poți să crești capacitățile porumbelului. Aerodropsul, de exemplu, uite, am vorbit în trecut parcă și de aerodrops. Da. Aerodropsul e la fel un dezinfectant care asta face, curăță sistemul respirator. Și lucrurile astea au un mare efect. Corect. Exact. Deci, să facem o paralelă cu atletismul, de multe ori diferența între locul 1 și locul 3 e un nas, jumătate de cap. Exact. Așa și da. Exact. Campionatul, eu joc o echipă foarte mică. Campionatul și-l câștigă cel care are o strategie foarte bună. Asta e opinia mea. La nivelul la care e columofilia acum, cam în toate județele țării. Deci cel care are o bună strategie și o urmărește cu atenție, are șansele cele mai mari să fie pe podium, indiferent de categorie. Cei care încep concursurile ca să câștige și ei ceva și află azi că peste 3 zile îmbarca la nu știu ce etapă supersonică și nu s-au pregătit pentru ea, nicio treabă. Hai că vin și eu să bag și eu dacă. Într-un final aleargă așa ca și iepurii pe câmp și nu ajung nicăieri. Ai văzut și la noi în județ câțiva
câțiva crescători care sunt focusați și avem pe podiumul național. Șanta cu Filan. Da. Doi băieți inteligenți care și-au urmărit scopul, au văzut unde porumbeii lor dau cel mai bun randament, conform vârstei și a ceea ce urmăreau ei, și s-au focusat acolo, nu s-au împrăștiat în nu știu câte locuri. Alți crescători pe care avem, un Dani Bic, care e jucător de maraton, știe ce vrea și își pregătește, sunt convins, strategia exact să fie acolo unde trebuie, la momentul potrivit. Și alții și alții, mai avem colegi. Pe mine m-au întrebat colegii de ce n-am angajat pe lumea la Stendhal, de exemplu, în condițiile în care aveam 23 din 24 tineri. Și nu știu câte lume au înțeles, dar poate cei care o să ne audă o să înțeleagă, că trebuie să te uiți cu ce pleci la luptă și cu ce ai, să încerci să obții maxim din treaba asta. Probabil că dacă mergeam cu porumbei la stand, dar nu știu dacă mai reușeam în locul 1 la Berlin. Așa am mers la o etapă de aproape 800 de kilometri, care a fost normal puțin mai ușoară ca și stand-up-ul. Nici aia foarte ușoară, dar puțin mai ușoară și am putut, cum să spun, paria pe toată mâna la Berlin. Da. Unde ai reușit? Da, astea sunt doar exemple cu care încerc și încercăm să învățăm împreună, că asta e ideea, să învățăm împreună și să ne uităm ce avem în ladă, ce sperăm să obținem și spre acel punct să ducem porumbei ca și formă, ca și hrănire, ca și condiționare, ca și așa mai departe. Văd în momentul ăsta și prin Facebook-ul de o grămadă de jucători care cel puțin toată iarna se plânează mari maratoniști și acum antrenează porumbeii de lăsat capacele. Vă rog frumos să-i urmăriți și să vedeți unde sunt la finalul sezonului. Da. Să vedem dacă am avut eu dreptate, chestia asta rămâne registrată aici. Dacă am avut eu dreptate sau au alții dreptate. Nu spun că porumbeii nu trebuie antrenați, dar trebuie să te gândești, vreau să bat în prima jumătate a sezonului sau în a doua jumătate a sezonului. Nu se poți bate capcoală decât extreme extendere. Exact. Mulțumim. Și de aici. Mădălin, te salutăm. Mi-a părut... Am văzut cu coada ochiului, pardon, am văzut pe Mădălin Tănase din Prahova, se uită la noi și vreau să-l salut. Alin Ciocărlan, Leaș Armando, Iulian Lioviță, Paul Popovici, cred că se uită la noi din Austria. Da. Tot în Austria e Paul, nu? Da, da. Dragii mei, mai avem un pic. Sorin, tu ești pregătit? Da. Hai să facem altfel interviul ăsta. Tu ești pregătit? Când eu da, la... porumbei nu prea. Da. În speranță că am reușit să lămurim nebuloasa orientării porumbeilor. Dacă mai e de adăugat cea mai jos la subiectul ăsta. Nu. Cred că crescătoria, selecția, foarte importantă. Și folosirea cu cap a medicamentelor mai ales și a produselor complementare care ne ajută foarte mult. Apropo, ieri vorbeam cu un coleg, cu Sorin Zalvir, care care discutase cu un medic din Belgia, sper că nu vezi, Belgia sau Olanda, mai departe, și le spusese în felul următor, ai mai grijă la antibiotic, pentru că antibioticul te poate ajuta să ai o etapă bună și după să ai o cădere de una, două etape, mult mai slabă. Și chiar i-a recomandat și el o dopsi. Că de-aia a fost un atent, nu dimineață exact pe tema asta. Și trebuie să fim foarte, foarte atenți la aspectele astea. Nu există produse minune, nu există tablete minune, pentru că le dai porumbeilor și îi transforme supersonice. Haideți să ne pregătim, că sezonul bate la ușă. Azi suntem în 22. Deja. Ceasul Big Bang bate din ce în ce mai repede. Și azi mâine suntem cu ochii pe cer. Mulțumim tuturor că ne-ați urmărit. Dacă și considerați că sunt tuturor videorile pe care le facem, vă rog să dați un share și un like.
și să ne urmăriți în continuare. Mult succes în sezon cât mai mult! Salutări tuturor!